Cântarea de la numărul 107 din Psaltire are un refren. Îl știți? Prima dată e menționat în versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Mă gândeam în seara asta câte lucruri a făcut Dumnezeu pentru voi până aici. În ce condiții trăiți? În raport cu alții din alte vremuri și cu alții din alte părți ale globului. Și în măsura în care pricepeți harul mântuirii și veșnicia care ne așteaptă, ați putea să spuneți ori de câte ori aveți ocazia. Mare Dumnezeu avem și tare bunii cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această pricepere sfântă. Astăzi vom privi spre relațiile și activitățile tinerilor. Tinerețea este o perioadă specială prin prisma faptului că e prima etapă a vieții în care aveți independență. Puteți să aveți alegeri libere. Alegerile se reflectă în relații și în activități. Acum, independența asta să nu o luați în mod absolut. Că acasă și în lumea asta fiecare poate să facă ce vrea. Știți și când o țară își câștigă independența, mai întâi are o anumită autonomie, are drept să aibă poliție proprie, după aceea și armată. Dar orice țară independentă fiind, apoi încheie diferite tratate cu alte țări. Așa suntem noi oamenii. Știți povestea când s-a supărat ceapa, da? A zis, folia asta nu m-am nevoie de ea, gata, jos. Următoarea, și asta mă încurc. Și după ce sărmana le-a dat pe toate jos, ce-a rămas? Usturoi? Că ele dintr-o bucată. Așa o fi vrut să fie. Nu, noi nu suntem ca usturoi, ca ceapa. Suntem, ni se pare uneori, încorsetați într-un anumit înveliș. Dar nu putem să fim fără niciun înveliș. Solomon spunea în Cartea Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9, prima parte, bucură-te, tineri, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă când ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Deși acum 3000 de ani, când a trăit Solomon, se știa că tinerii pot să-și aleagă căile. Asta este o realizare, o dorință. Numai că alegerile în lumea asta nu sunt ușoare. Asta în primul rând pentru că trăim într-o lume foarte înșelătoare și pentru faptul că uneori alegerile sunt irepetabile și irreversibile. Poți să alegi, dar uneori nu mai poți să realegi. Scrie în continuare versetul aici, dar să știi, tu poți să alegi, poți să faci ce-ți place, că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și în final scrie în 12 cu 14 că și Dumnezeu va duce orice faptă la judecată. Adică în lumea asta trebuie să ținem cont de realitatea spirituală în care trăim. Și întorcându-mă în urmă tot la cărțile lui Solomon, la Proverbe, scrie în 3 versete asemănători, le citim pe toate 3, 14 cu 12. Multe căi pot părea omului bune. Când pare bună? Când o alegi, nu? Adică la tinerețe. Dar la urmă, și asta poate să fie în timp sau la bătrânețe, se văd că duc la moarte. 16 cu 2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui. Eu vă cred că ceea ce faceți vi se pare că așa este bine. Dar scrie în partea a doua versetă, dar cel ce cercetează Duhul este Domnul. Adică Dumnezeu vede cu ce intenție, cât de curat ești, din ce motive alegi o cale sau alta.
Și mai scrie în 21:2, omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Și de-aia uneori aveți discuții cu părinții, se pare că nu vă înțeleg, nu? Și de bună seama vouă vi se pare că aveți dreptate. Da, așa scrie aici. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Dar cel ce cercetează inimile este Domnul. E drept că nu părinții au unitatea de măsură desăvârșită, ci Dumnezeu. Hai să privim mai întâi spre relațiile tinerilor și apoi spre activitățile tinerilor. Câte 4 idei la fiecare. Care trebuie să fie prima relație a unui tânăr? Cea cu familia. E ultima etapă a vieții în familia de origine. Și pleci. Te însori, te măriți, ce-ți place versetul, va lăsa pe tatăl său și pe mama sa. Da, dar unii se căsătoresc la 20, alții la 30, când îi lași? Chiar nu poți să fii independent până atunci. Ba da, într-o anumită măsură îți dobândești o independență. Dar cum vă spuneam, întâi o autonomie, apoi se ajunge la o independență absolut. Până atunci, trebuie să mai ții legătura cu ei. Scrie în Cartea Genesei, în Genesa 24:28 și apoi în 29:12, că Rebeca și respectiv Rahela, când a venit un băiat, s-a dus și a spus, una a spus la tata, alta a spus la mama, nu știu, pe aceea a întâlnit prima dată sau cu acelea era în relație mai apropiat. Iar fiind vorba de patriarh, scrie în 25:27 despre Iacov și Esau, că unul era hoenar. El era încă acasă pentru că venea și mânca acasă. Dar cum termina de mâncat? Vânătoare. Despre celul scrie că era unul niștit care stătea acasă în corturi. Avea o relație mai apropiată cu familia. S-a amintit la îndemnul la rugăciune despre David în seara asta. 1 Samuel 17. A fost și la palat, știa să cânte, avea deja o anumită profesie a lui, să spunem. Dar încă locuia cu părinții și s-a dus la oi, când tatăl l-a trimis, s-a dus în tabără, în Valea Terebinților. Ascultați-mă bine, este important în această ultimă etapă din viața voastră, cât mai stați în fața, în familia părinților, să aveți o relație bună cu ei. Să nu-i lăsați năcăjiți înainte de a pleca. Eu știu că și părinții uneori au vină și am întâlnit tineri sau unii căsătoriți care au spus m-am însurat, m-am măritat să plec de acasă. Dar cel puțin din punctul vostru de vedere, că acum mă adresez vouă, nu părinților, că nu sunt aici. Scrie în Proverbe, capitolul 15, versetul... în 17, cu 21. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare. Și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. După proverbele, știți ce e nebunul? Unul care nu vrea să asculte de nimeni. Numai cum știe el e bine. Nu se lasă învățat, n-ai cu cine vorbi. Și scrie tot aici în 25, un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune cele ce l-a născut. Și mai este un verset care chiar privește tinerețea. Scrie în 23:22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Mama, la vârsta voastră, nu mai aveți mămică tânără. Ca și atunci când erați copii mici, nu? Mai mămica niciuna dintre voi sub 30 de ani. Deci, când ești deja mare, ține cont de părinți. Că scrie în ultimul verset din Vechiul Testament că dacă nu e o relație bună între părinți și copii, Dumnezeu nu binecuvintează, ci lasă blestem. Și mai scrie în Biblia asta, nu vă spune că toți voi, e mare pedeapsă pentru cel ce vorbește pe tatăl său și pe mamă sa de rău. S-ar putea să greșească părinții. Să nu vă înțeleagă. Dar nu uitați, e ultima perioadă când stați împreună cu ei. O a doua idee despre relații. În vremea asta apar prieteniile de grup, social sau religios. Am observat, vorbind cu tineri,
Și doar mi-amintesc și eu în tinerețea mea. Aud pe câte un băiat sau câte față spunând, un prieten de-a meu, am vorbit cu o prietenă. Da, e normal să fie. Numai că Biblia ne dă niște sfaturi în privința aceasta. Scrie în Psalmul 119 cu versetul 63 de o probă eliminatorie în acceptarea cuiva ca prieten. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Acestea sunt niște prieteni de încredere. Pentru că scrie în Proverbe, în 18:24, că cine își face mulți prieteni și face spre... Știți versetul acela? Dar știți să-l aplicați? Spre nenorocirea lui. Dar de prieteni este nevoie, pentru că scrie mai departe, dar este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Da. Sau cum spune, întoarcem pagina în urmă, 17:17. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate și alții întrec pe un frate. De ce ajutorii au fost cei trei prieteni lui Daniel când s-a rugat? Era în pericol viața lui, nu doar serviciu pe care îl primise, o mare favoare. Au intrat în post și rugăciune, cred eu. Și ascultați-mă, fără să vă citesc, că voi ar trebui să știți asta din Biblie. Știați că există o relație foarte strânsă între prieteniile tinerilor și soarta căsătoriei lor. Vă amintiți ceva exemple din Biblie? De Hira Adulamit, ați auzit? Cine era prieten cu el? Un băiat care s-a mutat de acasă. Geneza 38, Iuda, a pățit rău. Tot a pornit de la o prietenie cu un cananit. De Samson știți că scrie că avea prieteni între filisteni? Aceia care i-a invitat acolo la masă. Și unul dintre prieteni a primit cadou nevasta lui după nuntă. De Amnon, fiul lui David, 2 Samuel 13, știți cine era prietenul lui? Vărul său primar. L-a învățat cum să atragă în cursă o fată. N-a avut nicio satisfacție. 2 ani mai târziu a fost omorât în timpul unei petreceri. Da. Nu degeaba scrie Apostolul 1 Corinteni 15:33 și ar trebui să vă lăsați învățați că doar nu credeți în reîncarnare. Ați mai trăit odată? Ați mai fost cândva tineri? Nu vă înșelați. Adică este riscul să ne păcălim. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Prietenii au foarte mare influență. Prietenile de grup sunt normale, dar trebuie înființate, întreținute cu multă înțelepciune. O a treia idee. Tinerețea, în ce privește relațiile, este și o primă etapă a relației de familie. Este perioada premaritală, cu etape, cu proceduri. Este o etapă frumoasă. Da, mi-amintesc și eu cu drag de perioada aceea. Dar sunt unii care nu pot povesti copiilor lor cum a fost perioada aceea. Și asta ar fi puțin lucru, dacă nu se lasă cu alte urmări. Ce frumos citim în Genesa 24 cum s-a căsătorit Isaac și cu Rebeca. Știi, chiar dacă nu neapărat acela este modelul pentru toți. În Genesa 29 îl întâlnim pe Iacov și chiar nu ne dorim acel model să slujească băieții noștri 7 ani și apoi să fie și păcăliți la urmă.
Dar fiecare are povestea lui premaritală. Zice în Ezechiel la un moment dat, în capitolul 16, cu versetul 7 și 8, îți venise vremea dragostelor. Și apare o relație mai puternică decât cea cu părinții, îi poți lăsa. Mai puternică decât cea de grup, prinde contur relația de familie. Cum scrie la Isaia 62:5, citesc cuvintele profetului care viza relația dintre Domnul și popor, dar imaginea asta apare și în Vechiul și Noul Testament. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, e ceva cu totul și cu totul deosebit. Sau întoarcem puțin paginile, două pagini, Ieremia 2:2. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, înseamnă că nu ne-am măritată, nu? Când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. E o atracție. Știți, spune Scriptura despre relația lui Iosif cu Maria. O relație bazată pe principii. A fost gata să se căsătorească, dar când a văzut că e o așa problemă gravă, nici n-a vrut să o jignească, să o facă de rușine, putea chiar să-i cauzeze moartea, să fie ucisă cu pietre, ca într-un alt caz, când au dus pe femeie la Domnul Iisus. Dar nici n-a putut să treacă mai departe în felul acesta. Poate unii vă aflați în faza asta. E și plăcută, e și plină de emoții, de întrebări, de frământări. La unii e cu mai multe încercări. De a pune Dumnezeu măcar să fie cu o reușită, nu? Și un ultim aspect aici la relații. Deci, avem relația cu familia în ultima etapă. Se formează relații de prietenie, de grup. Mixte, băieți, fete. În plan religios, în plan social, colegial. Și prinde contur și e de dorit relația de familie, perioada premaritală. Dar nu uitați, în perioada asta trebuie să punem pe loc întâi cea mai importantă relație. Eclesiastul 12:1. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Cu alte cuvinte, orice adolescent care deja se crede, păi, mi-a place când mi-am spus că sunt la adolescenți și că nu mai sunt la copii, dar îi mai place când o să spună că nu-i mai la adolescenți, că e la tineri. Și de aici încolo nu prea le place la oameni să spună că au trecut următoarea etapă. Dar până aici le place. Ei, când îți imaginezi că ai trecut în categoria tinerilor, întreabă-te care este relația ta cu Dumnezeu. Că El te așteaptă, doar are acolo catalogul, știe când te-ai născut. În 1 Cronici 28:9 îi spune David lui Solomon, era tocmai în perioada asta ca etapă de vârstă. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău. Nu-i destul că l-a cunoscut tatăl tău. Slujește cu toată inima, cu suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile, pătrunzate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dacă nu-ți place, dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Da? În Proverbe, capitolul 1, versetul 7, spunea Solomon că e foarte indicat să ții cont de Dumnezeu pe lumea asta. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Și un tată are mare mâhnire când își vede fiul nebun în sensul că nu ține cont de Dumnezeu. Nu îl vede înclinat spre cele sfinte. Tot în Proverbe este un verset frumos, 23:26. Fiule, valabil și pentru fiică, dă-mi inima ta și să găsească plăcerea ochii tăi în căile mele. Și aici e vorba de Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni, capitolul 7, citim de aici 3-4 versete. Și vă rog să vă gândiți dacă e valabil pentru voi în relațiile voastre.
verificându-vă cele patru dimensiuni ale relațiilor în această etapă de viață. 1 Corinteni 7:32, cine nu este însurat? Uite ăștia care sunt aici la adunare. Se îngrijește de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului, auzi? Poți să ai o relație, poți să slujești Domnului în perioada asta. Cine e însurat, vers 33, are alte condiții. 34. Cea nemăritată, iată-le aici, se îngrijește lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Până nu se schimbă statutul. Și în 35 spune că în felul acesta se poate sluji Domnului fără piedice, adică nu ai alte obligații, ai timp mai mult, mai liber, ești sănătos, ești deplin putere, ai independența de care vorbeam. Să vă dea bunul Dumnezeu harul în toate aceste dimensiuni, să aveți relații bune. Amin. Trec la partea a doua, activitățile tinerilor, pe fondul acestor relații, pe fondul alegerilor fiecăruia. E important să vă stabiliți un orar propriu pentru activitățile vieții. Că în parte la serviciu îți fac alții orarul. La biserică, să zic, facem noi orarul. Dar tot mai rămâne timp în care fiecare poate să-și organizeze ceea ce a rămas. Mă refer la muncă, la somn, la citit, la rugăciune, la zile de post. Dumnezeu când i-a scos pe evrei din Egipt, unde aveau muncă, așa cum se spune uneori, când, ca la faraon, a rămas vorba de atunci. Le-a stabilit orar, când să fie liber, când să se ducă la templu. Asta era foarte bine și pentru robilor, chiar și pentru animale. Chiar și utilajele au un anumit orar de funcționare. În Proverbe 6 ne se dată ca exemplu furnica. Se pricepe la făcut orarul. Nu trebuie să-i facă nimeni orar. Asta spuneam că înseamnă tinerețe. Să nu-ți mai facă alții orar. Numai să știți ce-l faci. Că știți cine e pus în contrast cu furnica în Proverbele? Știți cum îl cheamă? Leneșul. Leneșul, știți cum pierde vremea? Numai câte puțin. Ascultați declarația lui. Solomon a avut o experiență, scrie în Proverbe 24, că știți, el a vorbit despre copaci, despre flori și probabil s-a dus acolo să viziteze flora. Și scrie în Proverbe 24 de la versetul 30, am trecut pe lângă ugorul unui om leneș. Pe lângă via unui om fără minte, era numai spini, acoperit cu mărăcini, zid de piatră prăbușit. M-am uitat bine și am luat culoarea mintei. Băi, probabil s-a mutat omul de aici. A murit, n-a avut urmaș. Și am tras învățătură din ce am văzut. S-a apropiat să vadă, chiar nu-i nimeni acolo. Dar numai că aud un sfărâit. Și apoi am vorbit, să mai dor puțin. Să mai ațipesc puțin, observați, numai câte puțin. Să-mi încrucișez mâinile puțin, să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate și știi care e cea mai mare sărăcie, că ți-o fură, nu mai ai timp. S-au dus ani. Asta nu mai e o sărăcie care poți să o recuperezi. Este o cântare frumoasă a fratelui Titus Ghica despre timp. Vă recomand să o odiați. Chiar să o învățați, m-aș bucura să fiu un grup ca să o cânte aici. De mult mi-a plăcut cântarea asta, dar anul ăsta când a început să posteze, am ascultat-o din nou. Timpul este o idee. El e tot și n-are formă. El în ceasul bătrâneții îți îmbreacă pulsul mieții întra morții uniformă. Timpul n-are sentimente. Nu nici ceas cu baterie. Printre degete ne scapă ca și grerii la sapă și ne aruncă în sicrie. Dacă vrei o păcăleală, prin știu eu, prin ce minunie, ne scapă ca și grerii la sapă. Pentru că timpul nu poți să-l întorci, spune altă strofă, nu-l poți face să se usuce, el își face curs. Stă la pândă, nu l-ai prins, s-a dus. Furnica încă se pricepe și acum, măi,
furnicile de 3000 de ani sunt tot harnice, ăsta e neam bun. Dar din nefericire n-a murit nici neamul leneșilor. Băi, tot de atunci datează. O fi mai vechi, nu știu. Fiți atenți, atente la orar. O a doua idee la activități. Dintre toate activitățile, prima trecută în listă, știți că și la școală și în catalog, primele trecute sunt disciplinile de bază. Acum se mai face uneori prima oră educație fizică și muzică, pentru că n-are cum să potrivească toate clasele. Dar în mod normal, la primele ore, se fac materiile de bază. Păi când ești mai obosit, mai mergi și cu muzica și cu sport. Cel mai important este să ai orar pentru cele sfinte. Mai cu seamă acum, memoria e bună. Poți să înmagazinezi, acum îți formezi ideile, principiile de o viață, alegerile. Psalmul 19 cu 9, un cuvânt care cred că îl știți. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Da, dacă nu-l citești, dacă nu-l studiezi. Cartea Proverbele, știți că a fost scrisă nu pentru mine, ci pentru voi? A fost scrisă și pentru mine, când eram ca voi. Proverbe 1, de la versetul 2. Pentru cunoașterea înțelepciunii, e prezentat scopul cărții, al autorului, și învățăturii pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați lajerime de minte tânărului cunoștință și chibzuință. Foarte important. Face vestim de rugăciune, de post, de activități sfinte. Sunt determinante. Poate nu întotdeauna ai aceeași aplecare, pasiune. Mai schimbați. Și când citiți în Biblie, știu când povestea cineva. M-am apucat să citesc Biblia, dar m-am ponmolit pe la Levitic, pe la jertfe și pe la animale. 3 luni n-am mai citit. Măi, dar trebuiau ocolite. Curate, necurate, lasă-le acolo și du-te mai departe. Eu și acum obișnuiesc citesc Biblia pe cărți. Când sunt obosit, citesc așa, sau îmi pun pe drum. De împărați, cu istorie, nu? Ceva mai ușor. Povestiri. Dacă am ceva timp să mă concentrez și sunt mai luminat la minte, nu sunt obosit atunci, cum zicea fratele Simeonu cândva, auzi, ne băgăm la Apocalipsa. E greu pe acolo, nu? Poate uneori e timp doar pentru o lectură, așa, unei cărți, devoțional. Alteori vrei să intri așa în rugăciune, să se aprofundezi. Aseară am fost într-o biserică în județul Bihor și povestea un frate că a vrut să aplice ce spune Domnul în Matei 6, să încui ușa când intri în odăiță să te rogi. La început te-a deranjat pe cei din familie, parcă atunci aveau treabă acolo, dar până la urmă am înțeles, tata se roagă. Și între altele spunea, bucuria mea a fost când mai târziu o fată, am găsit-o încuiată și a zis, obișnuia să se încuie acolo și toți spuneau, nu deranjați pe cutare. A zis, așa a fost până s-a măritat, a rămas altă fată, așa a fost. Foarte important asta. Cei de la știri nu uită să-și publice știrile la vreme, așa-i? Cei de pe site-uri, imediat s-a întâmplat ceva acolo și... Dacă mai ești abonat la nu știu ce canale și câte toate, apoi nu mai termin, nu mai... Știți, Iacov a vrut să se căsătorească doar cu Rahela, dar Laban a băgat în față pe Lea. Acum Labanii noștri au 100 de lei și tot nu mai ajung la Rahela ta care vrei. Deci trebuie să fii foarte hotărât și spui eu pe asta o vreau. Nu mai pui măhramă să mă păcălești cu alta. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, scrie ceva ce ar fi trebuit deja să fie, dar măcar acum să fie. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin credința în Hristos Iisus. Și ne amintim de unii dintre voi când veneați la studiu, poate în copilărie, în familie, dar cel puțin acum la tinerețe, tu trebuie să-ți faci orarul pentru cele sfinte. O altă idee legată de activitățile tinerilor, alegerile sau deciziile
În ce activități te vei implica și la ce acțiuni vei participa? Asta în contextul provocărilor firești și lumești. Poți să vii la adunare, poți să te duci în natură, poți să ieși în oraș, dar depinde la ce și cu cine. E vorba de diferite serbări, tabere, rețele de socializare. În relațiile astea care vorbeam, relații cu prieteni, relații cu un potențial soț sau soție, și tu decizi. Provocări sunt, chemări la prietenie, activități. Nu de mult o fată îmi scria într-un mesaj pe telefon: pot să mă duc cu niște colege undeva? Că nu mă jucăm ceva șah, ceva, nu știu, jocuri din astea. I-am spus să nu se ducă. M-a ascultat. Și apoi îmi scrie a doua zi: cum fetele care s-au dus, atâta le-a părut de rău, că s-au compromis. Nu bănuiau că se întâmplă așa. De aceea trebuie să știți și să aveți tăria să spuneți: la asta particip și la asta nu particip. Poate ați auzit povestea aceea, nu știu, imaginară sau reală, că un om a naufragiat pe o insulă. Și l-au găsit după o vreme și a spus unde a fost coliba, și a spus: da, aici ce-i? Era, fusese o cruce așa. Și aici e biserică, dar dincolo încă o cruce, acolo, cimitirul, și altă biserică. Păi scrie singur pe insulă. Da, dar eu așa știu întotdeauna, că la asta mă duc și la cealaltă nu mă duc. Am vrut să fie clar. Asta e viața. Trebuie să știi, la asta particip, la cealaltă nu particip. Apoi se vor supăra unii, apoi se vor trimite mesaje. Spune: dar eu am venit la tine, la adunare, tu ce nu vii cu mine? Mie mi-a venit o idee, să spun la cineva așa, am zis: băi, eu sunt 01, tu ești A2 și 01 poate dona la A2, dar A2 nu poate dona la 01, n-am ce face. Dacă tu ai venit aici, eu nu te-am spurcat. Dar dacă eu vin acolo, mă tem că mă murdărești, ca să nu zic spurcat, nu? Spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă jungați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legături sunt de prihănire și fără drept, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Stă, nu se poate. Se alungă una pe alta. Ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Putem să fim colegi de școală, colegi din muncă, vecini, dar nici de cum să participăm la orice fel de activități. Versetul 17. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și, ceva ce nu place, despărțiți-vă de ei. Dar de ce? Cine a zis asta? Zice Domnul: nu vă atingeți ce este necurat și vă voi primi, eu vă voi fi tată și îmi voi veți fi și fiți, zice Domnul cel Atotputernic. Să nu strici relația cu Domnul. Pare mi se, în Irlanda s-a întâmplat că un tânăr a fost invitat la o petrecere de sfârșit de an dată de patronul firmei. S-a dus, a zis: băi, o mâncare bună. Numai că soția patronului l-a invitat la un dans. Așa, tam nesam, ad hoc. El nici nu știa dansa oricum și o frică să accepte. Băi, și s-a supărat asta că el a invitat public, s-a simțit ofensată. Măi, de ce am căutat eu acolo pentru mâncarea asta acum? Și au avut probleme. Mai bine nu mă duceam. Da? Scrie în Efeseni, la capitolul 5. Despre câteva lucruri vinovate, cu lucruri morale, cu vorbe nepotrivite, cu glume proaste, cu câte toate. Versetul 7. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Deci orice relație trebuie trecută prin prisma aprobării sau dezaprobării Domnului. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări în rudoarea întunericului, ba încă mai degrabă o sândiți, de căci
rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. De aceea, dragii mei, investiți în relațiile voastre, dar fiți selectivi în activitățile voastre, ca și în relații. Că vă puteți întâlni, vă puteți bucura de vremea asta. Trebuie să stai uneori și singur în odăiță, da? Nici să nu te izolezi. Dar nici să nu te duci cu oricine. În mod deosebit, în vremea asta, am ajuns la convingerea că prieteniile îți făuresc viitorul, între care căsătoria și adesea chemarea și chiar destinul etern. Știți că în Vechiul Testament erau înălțimile, știți ce erau înălțimile? Locuri de distracție. Scrie în Ezechiel, capitolul 20, vă citesc la versetul 28, că Vechiul Testament o scrie, înălțimile nu le-au stricat, așa mai departe. 20:28. Și anume, când ne-am dus în țara pe care jurase că le-o voi da, ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt, sub orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darul de mâncare, care mă mâniau, acolo și-au adus miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. Eu am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea le s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi. Ce este acum cinematograful, teatru, terenul de sport, sau știu eu ce alte locuri, discoteca și așa mai departe. Erau locurile unde cananiții se distrau și distracția la ei era împletită cu aspecte de ordin religios. Obiceiuri ale vremii. Da, dacă Dumnezeu ne va îngădui, vreau să avem o altă lecție despre serbări și despre obiceiuri. Acum rămânem la activități și relații. Și ultim aspect legat de activitățile tinerilor, că vreau să ne rămână ceva timp și pentru răspunsuri la întrebări, coordonatele relațiilor premaritale. Deci cum te vei comporta în relația cu fata, cu băiatul cu care vrei să te căsătorești, de la prima întâlnire până la nuntă. Care va fi locul, care va fi frecvența întâlnirilor, vizualizărilor, convorbirilor, conținutul discuțiilor și permisivitățile fizice. Ma, pentru unii lucrurile în parte sunt deja consumate, dar scrie în Cântarea Cântărilor de 3 ori, 2:7, 3:5, 8:4. Nu stârniți, nu treziți. Dragostea până nu vine, ia. Și unii spune, frate, la mine a venit, mă ia cu asalt. Dacă ai umblat pe lângă foc, normal că te-ai încălzit, că... Iată ce scrie în Proverbe la capitolul 6. De la versetul 23. Ce facem noi? Sfatul este o candelă învățătoră, o lumină, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Versetul 27. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Și eu tot le spun la unii, măi, probați întâi cu focul și după aia cu fetele. Cine știe, poate? Voi sunteți... Altfel, sau poate merge cineva pe cărbune aprins fără să-i ardă picioarele? Bă, nu poate. Nu se poate. Am fost întrebat în ultima vreme, cred că într-o două situații, dacă e voie să se căsătorească doi frați cu două surori. Biblie vorbind, nu e nicio interdicție. Dar problema se pune dacă nu cumva a doua căsătorie s-a născut din faptul că fiind rudeni și locuind mult împreună, s-au pretenit că au stat acolo. Că pe cât e de valabil că ochii ce nu se văd se uită, pe atât e de valabil că ochii care tot se văd nu se mai uită. Nu? Aici trebuie să fiți foarte înțelepți, pentru că din pretenirea de grup se pot naște pretenii familiale. Nu? Anul ăsta avem dovezi clare. Aici la Betel sunt multe perechi de la Betel. Doar ăștia nu s-au cunoscut pe Facebook, s-au cunoscut în adunare, nu? Că s-au văzut aici. N-aveau nevoie de o tangență virtuală. Era una reală aici. Dar până să-ți dai seama dacă el sau ea, și chiar după ce ți-ai dat acceptul și a fost și logodna, cum te vei comporta până la nuntă? Asta ține de activități. Aici vreau să vă dau doar un citat din Osea, capitolul 2, unde îl mai citim la logodne, versetul 19 și 20.
te voi logodi cu mine și cu ce entuziasm se spun cuvintele acestea. Eu ca slujitor aflu uneori de câte un băiat sau o fată de la unul sau de la altul sau de la părinți, cine cu cine. Și cu desăvârșire mă feresc să spun la cineva, pentru că bucuria asta de a spune că te căsătorești, vreau să ți-o las ție. Nu se bucură oamenii când mă aud pe mine spunând că Nicolae se însoară cu Nicoleta, nu? Dacă îmi spune Nicolae sau spune Nicoleta, apoi el știe să spună, nu? Ea știe să se prezinte ca atare. Și nu vreau să îi fur o bucurie asta. Dar, iată ce principii ar trebui să te caracterizeze în perioada asta. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Nimeni se logodește la gândul că strică logodna. Am mai întâlnit și astfel de situații. Câte o fată terminată, sărmană, a renunțat la mine. Și îi spun, bucură-te. Îi spun, de ce? Că dacă e din ăsta care renunță, mai bine că a renunțat înainte de nuntă decât să fie renunțat după nuntă, că sunt și din aceea, nu? E rău mai mic. Doare, dar nu curge sânge. Prin neprihănire, auzi, întrebi pe o fată, uite, vrei să ne logodim? Și spui, prin neprihănire, judecată, băi, trebuie să gândim că nu-i joacă. Mare bunătate. O să te uimești cât ești de bun. Și ea spune, depinde, vedem că luăm premiul întâi, eu sau tu. Și îndurare. Și spui, băi, de cumva o să greșești? În veac nu află nimeni. Mă îndur de tine la foc automat. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul, că e foarte important ca perioada asta să te ajute să te apropii de Dumnezeu. Atât de mult să se apropie cei doi de Dumnezeu în perioada asta, cât la nuntă să fie obligat Domnul să vină și motivat să-i binecuvinteze. Amin. Și spun în încheiere două idei. Relațiile și activitățile sunt produsul alegerilor noastre. Dar știți care e produsul relațiilor și activităților? Caracterul nostru. Deci alegerile produc relații și activități, relațiile și activitățile produc un caracter. Și mai departe, încapăte un destin. Scrie în Proverbe 1, că a strigat înțelepciunea, veniți la mine! S-a făcut că plouă. Dar după aia chiar a venit ploaia. Și-au strigat, n-avem umbrelă. Și înțelepciunea spune, dar eu ce v-am spus până acum? Gata, m-am mutat în altă parte. Galateni 6:7-8. Nu vă înșelați în privința aceasta, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea și ce cera. Băi, viața ta e o gurudău. Tinerețea e primăvara. Dar să știi că asta va coace ce ai semănat și la toamnă vei culege. Vrei, nu vrei. Și ultima idee. În fond, ca să simplificăm lucrurile, la tinerețe alegi să te dai cu Dumnezeu și cu sfinții sau cu lumea și cu diavolul. N-am zis cu diavolul și cu lumea, că întâi oamenii se dau cu lumea, dar nu știe că și cu asta se dau cu diavolul. Da. Asta e tot. Te dai cu Dumnezeu și cu sfinții sau te dai cu ceilalți. Și în final, pe aici se împarte lumea pe vecii vecilor. Unor le vă spune Dumnezeu, veniți la mine, am pregătit ceva. Și altora vă spune, duceți-vă, tovarășul vostru are un loc repartizat. Doamne, chiar atât de categoric, nu mai categoric decât a fost Isaac cu Esau, tată, vreau și eu o binecuvântare, eu am fost favoritul tău. Băiete, s-a dus. Și că a plâns degeaba. Dumnezeu să vă ajute să plângeți la tinerețe, dar să nu vă plângeți tinerețea. Spune în 1 Ioan capitolul 2,
Versetul 15. Nu iubiți lumea. Dar când? Acum la tinerețe se iubește, că la bătrânețe pierd poftele. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Tot ce este în lume. Nu e altceva în plus. Pofta ochilor. Pofta firii pământești, lăudăroșia vieții. Nu-s de la Tatăl și din lume. Și lumea și pofta ei trece. Cum zice poezia, unde-s marile vedete, cântărețe sau actorii sau savanții cu renume sau vestiții luptători? Unde-i lumea cu renume cât și lumea umilită care a căzut în luptă, în puternica ispită? Unde-s? S-au dus. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Atâta să trăiți. Amin.